băiatul conduce din bancă. Deci, dragilor, este spectaculos. Că l-auzi pe ăla vorbind, ăsta a spus, scrie, sau eu ca profesor scriu numai ceea ce îmi dictează el. Și așa treci, vezi, stop, continuă următorul, stop, continuă următorul. Nu se știe pe care îl prinzi și ei cu toții, așa spuneau de când în când, un pic mai rar, un pic mai rar. Deci reușim să îi aducem pe toți în stare perfectă de activitate, toți sunt conectați. Și chiar dacă ceva nu înțelesesc, lași pe el zâng, nu înțelege. Atunci, odată cu colegul lui, deslușește și el, descifrează și el. Și este în priză continuu. Acesta este stilul care mi-a adus rezultate extraordinare. Nu degeaba olimpici, nu degeaba și toate chestiile acelea. Și plus autoevaluarea. Așadar, autoevaluarea, vedeți acum ce v-am arătat aici. Dragilor, sunt, cum să spun, încântați să vă arăt așa ceva și să înțelegeți că sunt frământat de foarte multe lucruri. Iată, la apicultură, cum ați văzut, v-am arătat și ce este greșit și ce este bine. Filmele mele vorbesc de la sine, iar acum, concret, ați văzut ce a însemnat. Nu am celelalte caturi, au fost date jos, n-am decât două puse, ori care au rămas, nu două puse, care au rămas din activitatea de până acum. Celelalte le-am dat jos, le-am pregătit. De ce sunt aici, au rămas așa? A rămas așa pentru că familia asta n-a mai umblat la ea, să o dau în două, să trec matca în spate, să fac toată povestea asta. A avut o mătcuță aici în buzunărel, am lăsat-o să-și lucreze, și-a făcut treaba și uitați, aici s-a auzit, s-a terminat bateria.